profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Și ziceau, hai la noi, hai la noi, și a spus, da'uha fa inneha ma'mura. Lăsați-o în pace, Camila, că ea îi se poruncește, adică ea știe ce are de făcut. Și Camila vezi, s-a așezat exact unde este, aproape de moschee, și vis-a-vis era casa lui. Apoi, Ebu Ayyub al-Ansari. Ebu Ayyub al-Ansari, care are portul de în Istanbul. S-a așezat și a rămas musafir la Ebu Ayyub al-Ansari, profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, și acolo s-a construit și moscheea. Dar înainte de moscheea aceasta, profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, în perioada cât a stat la Qiba, a construit prima moschee. Și a fost fizic, a participat la cărarea pietrelor, la punerea temeliei. Au construit Mesjidul Qiba și a fost menționată și în Coran. Le mesjidul usise ala taqwa min awwali yawm, spune Coranul. O moschee care a fost clădită pe evlavie din prima zi. Care a fost clădită pe evlavie din prima zi. Mesjidul Qiba, profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a construit moschea, au stat acolo, s-au rugat cu ceilalți musulmani, cei care au venit, care au migrat, cei din Medina care au venit să-l întâmpine, care s-au întâlnit pe drum, au continuat după aceea drumul și în ziua de vineri, când erau banii la luna, acolo au făcut și prima rugăciune de vineri. În drum spre Medina au făcut prima rugăciune de vineri. Pentru prima dată au făcut rugăciunea de vineri și acolo este Mesjid al-Juma, moscheea de zilei de vineri. Adică locul în care Peygamberul sallallahu alaihi wa sallam a făcut pentru prima dată rugăciunea de vineri. Acolo era descris ca locație. Acum s-a construit moschee. Mesjidul Quba la fel, era o moschee mică la început, dar mai târziu, bineînțeles, în ziua de azi, o să vedeți că este o moschee mare. O să mai mergem la Mesjidul Qibletei. Inshallah, o să mergem la Uhud. Mesjidul Qibletei, o să mergem și la Mesjidul Qibletei. Dar Mesjidul Quba, ca idee, este prima moschee construită în Islam. Aproape de Mesjidul Quba au fost să construiască și Mesjidul Dirar. A fost un călugăr creștin a fost să construiască o moschee, s-a dat mare musulman ca să facă fitne între musulmani, înțeles cu ipocriții, și l-au chemat pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam să binecuvânteze, între ghilimele, moschee, adică se roage cu ei în moschee aceea. Și îngerul Jebrail a venit și a spus să nu dată cum fii ebedea, nu intra în moschee niciodată. La Mesjidul usise ala taqwa min awwal yawmin khayrun an taquma fi, o moschee clădită pe evlavie din prima zi e mai bine să stai în ea. Deci a interzis profetului Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahul Quran să se ducă în moschee să se roage. Interdicție pentru că intenția lor era să facă fitne între musulmani. Și atunci profetul a poruncit, s-au dus companiile, au dărmat și au dat foc moscheii Dirar. Au ars moscheia Dirar, tocmai pentru că intenția era o moschee care intenția lor era să facă fitne între musulmani. De toate. Deci, pregăteau să facă o fitne, să strice rândul musulmanilor. Unitatea lor, că erau uniți până atunci. Și atunci îngerul Jebrail a venit și l-a înțeles pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Au venit versete în Coran, sunt versete toate în Coran. Și profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nu s-a mai rugat în acea moschee și a poruncit să fie dărâmată și arsă. Iar îngerul Jebrail a fost cel care l-a anunțat. Și atunci a venit acest verset, a lăudat moscheea Qiba. A vorbit de moschea Dirar, a lăudat, a spus, o trimis a lui Allah, o moschee care a fost clădită pe tăpa, adică din prima zi oamenii au construit-o cu credință. Hayrun al-taqwa fi, și moschea de la Quba a fost construită înainte de moschea profetului sallallahu alaihi wa sallam din Medina. Pentru că pe drum profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a făcut prima namază, rugăciunea de vineri, după care a venit în Medina și în locul în care a fost la rugăciune s-a construit moschea profetului sallallahu alaihi wa sallam. Bineînțeles, moschea era mică la început, cu timpul s-a extins. La moschee este și mormântul profetului sallallahu alaihi wa sallam, că întreba cineva unde este casa profetului în Medina. Casa profetului în Medina este locul în care este îngropat.
Locul în care este îngropat este o cupolă verde. Poate ați văzut-o. Cupola verde este rămas în timpul Imperiului Otoman. Sub cupola aceea este îngropat profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A fost cam o săptămână bolnav profetul sallallahu alaihi wa sallam și în această perioadă a cerut voie soțiilor să petreacă perioada de boală în casa lui Aisha radiallahu anha. Casele, camerele profetului erau înșirate de lung, lipite de moschee. Deci moscheea și camerele soțiilor profetului a rămas în camera lui Aisha și a murit în brațele lui Aisha profetul sallallahu alaihi wa sallam. Atunci a vrut să-l îngroape pe profet, companionul, bineînțeles, pentru ei a fost un șoc. Ei nu-și imaginau o viață fără profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Și de aceea fiecare nu știa ce să facă, erau degusolați. Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat cu profetul Muhammad? A murit? N-a murit? Unii au spus a murit, alții au spus n-a murit. S-a dus la Allah, se întoarce. Și a ieșit Omar și a spus, cine spune că profetul a murit, îi tai gâtul. A spus Sabia și a zis, cine spune că profetul a murit, îi iau gâtul. Profetul nu a murit, s-a dus ca Musa alayhi salam la Allah, se întoarce. La care a venit Abu Bekr și a calmat, le-a adus aminte versetele din Coran. Inneke meitun wa innehu meitun. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Mai multe versete în care le aduce aminte că tu nu ești decât un om ales ca ceilalți profeți. إِنَّكَ مَيِّتُونَ. Și tu vei fi dintre cei care vor muri. Și Omar zice de parcă ascult pentru prima dată acest verset. Ei nu-și imaginau viața fără profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nu știau ce să facă acum cu profetul, să-l îngroape, să-l lase, ce e de făcut.